Părinții celebrului mafiot american de origine italiană Al Capone s-au născut în orașul dumneavoastră natal. În plus, presa a scris de mai multe ori că familia dumneavoastră este cunoscută în regiunea Napoli, drept clanul Castellano, și că ați avea legături de rudenie cu celebra Pupeta Maresca, prima femeie care a condus Camorra, una dintre cele mai mari grupări mafiote din lume. S-a scris că Pupeta Maresca ar fi mătușa dumneavoastră. Acest lucru pare să fie confirmat de mesajele pe care nepoții dumneavoastră, Vincenzo Castellano și Vincenzo Aiello, le-au postat în ziua în care Pupeta Maresca a murit. Cei doi și-au luat adio de la Zia, cuvânt care, în limba italiană, înseamnă mătușă. Urmează întrebarea. Aveți sânge de mafiot? Am sânge de italian, sânge de napoletan și acum jumătate sânge de român. Dacă să ai sânge și ai personalitatea să fii un mafios, fiecare poți să adă o părere de cum vrea. Sunt într-o familie curată, o mătușă că a făcut niște alegeri în viața și n-a regretat niciodată pentru că s-a apărat viața și s-a apărat familie, nu înseamnă ca o persoană, toată familia să fie la fel. Ma dacă ai necazuri în viață, cred că fiecare om o s-a născut într-o familie mafios, o nu s-a născut într-o familie mafios, posibil că devine mafios pentru că se apără viața. Nu înseamnă că te-ai născut mafios. Se devine, se face niște lucrurile și faci anumite alegerile și lumea te judecă, bine sau rău. Ce v-a învățat mătușa dumneavoastră? Să ai principii, să ai caracter, să ai personalitate, să ai coloana vertebrală. Și să mergem mai departe, eu sunt dai capul jos niciodată. Am un singur mătușă. Familia mea m-a învățat asta. Am trăit într-o familie cu asta, cu capul ridicat toată viața. Și asta n-a făcut, pentru asta n-a făcut unit. Asta a fost. Și asta va fi. Și copiii mei la fel. Tot timpul la copiii mei i-am spus, stai cu capul sus și să nu trăiești de neurmă lutata. Fă-te un drum și să ai personalitate. Deci Pupeta Maresca este mătușa dumneavoastră și v-a învățat să aveți coloană vertebrală. Mătușa mea e sora lui mama. Și o persoană foarte, foarte specială. Nu ne că n-a învățat. Am furat de la oameni să învățăm care sunt lucruri importante în viață. Nu te-a luat de mână și învăț asta. În familia mea nu s-a făcut. Ne-a dat o educație foarte bună. Că trebuie să creștem bine. Mulțumesc. În 1993 ați adus primul aparat de bronzat în București, la sala de sport pe care o aveți în zona Floreasca. Ați deschis și primul bar, club și restaurant Zerilos, pe vremuri kilometrul zero al high life-ului bucureștean. Tot dumneavoastră ați venit și cu ideea primului club after hours din București. Chiar dacă clubul era întotdeauna plin, încasările erau dezastruoase și așa ați avut ocazia să descoperiți cât de inventiv poate fi românul. Ați contracarat într-un mod surprinzător, vă citez. La toaletă am lăsat să curgă numai apă caldă, pentru că dacă nu făceam așa ceva, nici măcar apă nu cumpărau. Vreau să știu dacă românii erau zgârciți sau pur și simplu nu-și permiteau să vină la clubul dumneavoastră, așa că se descurcau cum puteau. Urmează întrebarea. Ați învățat șmecheria de la români? Am început de la grădiniță înapoi. I-am început să vin, m-am gândit că vine din Napoli. Știi, o țară, un oraș foarte inventiv, foarte, foarte inventiv. Și când am ajuns aici, se o lecție de viață, se o lecție de scolarizare totală. Grădinița și după liceu. Am stat 2 ani și m-am uitat. Să pot să învăț, să pot să trăiesc, să văd care e mentalitate. Am crescut bine și m-a plăcut. Tot timpul era ceva nou. Am venit și într-un perioadă că toată lumea era ca o junglă. M-a fost frumos. Mai erau mai multe principii. Și lumea era, oricum, era și mai puține lume și eram, toată lumea era prietenă cu toată lumea. Întrebarea mea a fost dacă ați învățat șmecheria de la români. Ba da, cum să nu? Ba da. Dacă trăiești aici, trebuie să fii șmecher în România. Atunci de unde o iei? De la români. Am venit cu un adaus în plus din Italia și l-am adaptat aici. Ala românești, ala italianești. Care este șmecheria românilor care v-a șocat? Românul e ca italianul, latinul.
foarte inventiv și se adaptează la orice. Asta e important. Un om că se adaptează, un om că poate să trăiește peste totul. Atunci când primele dumneavoastră restaurante au început să funcționeze și să producă bani, v-ați lovit de sistemul tipic românesc, care nu lasă niciun succes nesancționat. Controlele s-au înmulțit, vă citez. Au venit peste mine poliția economică, garda de finanțe, poliția la sectorul 1, poliția de la capitală și mă căutau. Unde e italianul ăla? Am venit să-l arestăm. Iar eu eram acolo. Vreau să știu câtă bătaie de cap v-au dat autoritățile române în cei 30 de ani de când sunteți în România și cât de inventiv a trebuit să deveniți în materie de atenții. Urmează întrebarea. Câtă șpagă a dat Joshua Castellano? Câte prietenii am dat? Șpagă nu prea. Dacă intri în grație oamenilor și te împrietenești cu oamenii, nu ai nevoie să dai șpagă. E important să dai prietenia la oameni. E cea mai importantă. Să lasă locul de ziua. Totul costă. Că dragoste, prietenia. Dragoste nu costă? Totul costă. Tot are un preț. Acum depinde. Cât prietenia? Nu are preț. Dacă e prietenia adevărată, nu are preț. Nu are limite. Tocmai mi-ați spus că prietenia costă. Costă? Prietenia e o relație. Dacă vrei să le alimentezi, trebuie să dai. Dacă nu vrei să le alimentezi, e și un can de apă. Dacă o simte că nu dai cu plăcere, atunci e posibil că dai o șpagă. În momentul când dai din plăcere, n-ai dat nimic. Atunci deci e prietenie. Ați dat șpagă din plăcere? Nu pot să o numești șpagă. Nu pot. Nu. Nu sunt un om că posibil să apăra. V-am spus mai devreme. Familia mea m-a învățat să stau coloana vertebrală, cu capul sus. Asta face parte de principiu. Dacă cineva vine să te cere ceva, nu e atât de ușor să dai. Atunci te formulezi înapoi și atunci dai într-un fel. Dacă oamenii vine prietenos, atunci ești tu că dai. Pentru din prietenie. Asta e un lucru important. Am notat. Foarte diplomat. Mergem cu prima întrebare roșie. O altă afacere a dumneavoastră are o istorie aparte, ați povestit așa. Am deschis un club și l-am dat gratis, cu pahare cu tot, lui Bobby. După un an, a venit cineva că vrea locația. Îmi dădea 250.000 de dolari, iar pe vremea aia erau bani mulți. Și Bobby îmi spune, Joshua, nu pot să-ți mai dau locația. Se îndrăgostise de bani. Pentru că partenerul dumneavoastră a refuzat să vă dea clubul înapoi, ca să îl puteți vinde, ați ținut să-i dați o lecție. Ați deschis un club identic în aceeași zonă, iar în mai puțin de 2 luni, toți clienții s-au mutat la dumneavoastră, iar vechiul club a dat faliment. Urmează întrebarea roșie. Sunteți necruțător cu cei care vă stau în cale? Nu. Totul e o posibilitate în plus, că posibil că oamenii se schimbă. Dacă dai șansă, primești șansă în viața. Necruzătorul trebuie să dai în capă la oameni? Nu e felul meu. Mie îmi place să dau neliniștit. N-am pază la ușă, ușa e deschisă. Întrebarea roșie cam slabă, un pic mai sus. L-ați pedepsit pe Bobby? Bobby e prietenul meu. Dumnezeu să-l odihnește, a murit niciodată. Asta a fost altă chestie. Știi că dai ceva și vorbești un lucru și nu te se face înapoi, pentru că o dai din suflet și nu te se primești înapoi. O vorbă, să te clarifici o persoană, atunci am făcut și altceva. Să vezi că nu e chiar așa. V-ați simțit păcălit? Mă lașteptam. Se când faci un lucru, te respect. Cantific un lucru și vezi că există și o parte acolo. Și oamenii se îndrăgostesc de bani, oamenii se îndrăgostesc de momente, se îndrăgostesc de faima. Un lucru că i-am stat tot timpul departe. Pe atunci am și înțeles-o. În fapt, la sfârșit a venit el, m-a dus cheile. Mă să vorbim de alte lucruri, că omul a murit și e bine să-l aducem aminte cu bucurie, nu cu lucrurile negative. Bă, da, mersi. Mergem mai departe.
Ați avut probleme mari cu vecinii la fiecare restaurant sau club pe care l-ați deschis în București. Vă citez. Mama lui Chirilă de la Vama Veche, care locuia deasupra la etajul 8, venea în fiecare dimineață la mine cu bigudiuri și cu halat, că ea nu poate dormi din cauza muzicii house. Eu în fiecare weekend aveam tot felul de reclamații. După ce ați deschis clubul de vară Bambu din București, o femeie s-a plâns că îi se mișcă mobila prin casă din cauza zgomotului foarte puternic. Ați mers la ea și ați văzut că, într-adevăr, nu se putea locui acolo atâta timp cât era distracție în club. Vă citesc din nou. Am trimis-o la Eforie. I-am luat casă, i-am plătit 2 luni jumate vacanță, ei și soțul lui, cu un nepot. I-am zis, du-te, mamaie. Numai nu mă omorâ, că mă costă mai ieftin să te plătesc pe tine decât să dau bani unde nu trebuie. Ca om de afaceri, am văzut că în ciuda problemelor pe care le-ați întâmpinat, de fiecare dată ați găsit câte o soluție, uneori de-a dreptul ingenioasă. Urmează întrebarea. De unde vă vin ideile? Spontane, creativitate. Pe moment. A fost singura soluție. De vara, femeie în casă, 40 de grade, n-avea nimic de făcut, stava la balcon, dădea telefoane. Și am făcut o ofertă. A fost pe moment. N-a fost nimic altceva. Bine că a fost o femeie înțelegătoare și s-a dus în concediu. Și toată lumea a fost mulțumită. Și eu, și doamna. A fost o chestie, un deal bun. Da. Era pe vremuri la 25 de ani în urmă. Adevărat, nu puteai să stai în casă. Și spontaneitatea asta de unde ați moștenit-o? De la natură. Creativitatea tot de cineva, tot de Dumnezeu.